versetul Un singur verset voi citi. Pagina din Biblie 926. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile și încă o dată vreau să spun pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, lăudați să fie Domnul. Iubiții mei, de când suntem mici, căutăm fericirea. E unul din scopurile, sau poate cel mai important scop pentru care trăim. L-am întrebat pe Lucas, băiatul meu, de șapte ani, când ești tu fericit? Și au zis, tati, când îi pauză la școală, atunci ești fericit. O fost sinceri, e de apreciat. Omul sincer, e de apreciat. Ianis, băiatul de 10 ani, mi-a zis, eu încă nu sunt fericit, dar o să fiu fericit când o să-mi cumpere Adidas Jordan. I-am zis, încă n-am ajuns chiar așa de slab la minte să dau 400 de euro pe pereche de Adidas, că ajung să, ajung să fie mai, mai scump pe picioarele ca și capul, ca și creierul, știți? Dar așa, așa vede el fericirea, pentru că la școală e mai important outfit-ul decât brain-ul, nu? decât mindset-ul, decât principiile. Iubiții mei, când, când avem 18 pe 20 de ani, fericirea uneori înseamnă că ai putere, o soție sau un soț frumos. Apoi când suntem în vârstă, spunea un frate bătrân, sunt fericit asta. Și cineva l-a întrebat, dar de ce ești fericit? Că nu mă dură spatele, zice. Vedeți ce diferență între copilul de șapte ani și omul de 80 de ani? Iubiți mei, în această, în această seară vreau să vorbesc despre cei mai fericiți oameni de pe pământ sau cei mai rari oameni de pe pământ. O să observați la fel cum observ și eu că pe măsură ce ne maturizăm, nu ca și vârstă doar, ci și ca și apropiere de Dumnezeu, vedem viața cu alți ochi. Spuneam soției astăzi, așa am între noi, cu oamenii când sunt imaturi, în general vorbind, au, doresc să spună foarte multe lucruri, deși știu puțin. Când ești matur, spui puțin, deși știi mult. Acum sper să nu spun mult astăzi, știți? Să cad eu exact în maxim aceasta. Dar o să observați de-a lungul vieții dumneavoastră că cei mai rari oameni pe care îi veți întâlni sunt oamenii cu inima curată. O să întâlniți predicatori, o să întâlniți cântăreți și vreau să am un cuvânt de apreciere pentru cântăreții dumneavoastră, pentru strujirea lor extraordinară. O să întâlniți oameni cu bani sau cu mai puțin bani, oameni cu poziții sociale mai înalte sau mai mici. Însă cei mai rari oameni pe care îi veți întâlni vor fi oamenii cu inima curată. Și când Biblia se referă la inimă, nu vorbește despre acest mădular care bate de 115.000 de ori în 24 de ore, ci se referă de cele mai multe ori la sentimente, rațiune și voință, adică la sufletul nostru. Iubiți și mai vreau să ne uităm în prima parte a mesajului foarte scurt, care sunt stările inimii descrise în Biblie în relație cu Dumnezeu. În primul rând, Biblia vorbește, Exod 7 cu 13, despre o inimă împietrită. Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Aici nu este vorba de cineva care nu știe, ci este vorba de cineva care nu vrea să asculte, deși știe. Frank cu un mare apologet al zilelor noastre, l-a întrebat pe un ateu care avea tot timpul întrebări despre Dumnezeu. Dacă îți demonstrezi că Dumnezeu există, te pocăiești? Și ateul a zis nu. Înseamnă că problema ta nu e o problemă de necunoaștere, ci e o problemă de nevoință. Omul cu inima împietrită nu vrea să se schimbe. Nu vrea să recunoască pe Dumnezeu ca și creator și nu vrea să se pocăiască. În al doilea rând, Biblia vorbește despre inima schimbată, dar schimbată doar parțial. M-aș bucura dacă și copiii m-ar ajuta un pic să treacă pe silent. Doi împărați 10 cu 30, Domnul a zis lui Heu, pentru că a adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea mea și ai făcut casei lui Ahab tot ce era după voia mea, și uitați-vă dacă în seara aceasta cineva dintre noi decide să trăiască cu Dumnezeu, patru generații după noi vor fi influențate. N-am spus că toți vor umbla cu Dumnezeu, dar vor ține minte că au avut un tată, un bunic, un străbunic care au umblat cu Dumnezeu. Și Biblia continuă și spune, totuși, următorul verset, Iehu n-a luat seama să umble din toată inima lui. Iubiții mei, foarte mulți dintre noi suntem gata să ne schimbăm viața, dar nu suntem gata să facem o schimbare radicală. Și strigătul lui Dumnezeu astăzi pentru noi este Ioel doi cu 12. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și cu, și cu boce. Doamne, ajută-ne la asta. Ianis, băiatul nostru, uneori responsabil cu curățenia și zice tati, în special când vin musafirii, zice tati, așa e că la etaj nu urcă musafirii. Zic, nu urcă, dar tot trebuie să aspiri și acolo. Și așa mere de îmbufnat și de necășit și de supărat. Mă, dacă nu vin musafirii la etaj, de ce trebuie să aspir la etaj? Iubiții mei, în inima noastră avem anumite secțiuni pe care prorocul, păstorul, nu le cunoaște. Poate nici măcar soția nu le știe sau soțul. Totuși, vreau să vă spun astăzi că este cineva pe nume Dumnezeu, care umblă și la etaj, vede și cămara de alimente, vede și buzunarul, vede și telefonul, vede tot. Și ceea ce își dorește Dumnezeu este ca să avem nu doar o inimă schimbată parțial, ci o inimă schimbată în totalitate. Doamne, ajută-ne la asta. În al treilea rând, Biblia vorbește despre inima curată. Acum, ca să faci curat, trebuie să fii conștient că este mizerie la noi, nu știu cum e la voi, imigranții, la noi în Europa imigranții au foarte multe drepturi și îmi spunea cineva că în Germania au primit o imigrantă, o casă, gratuit, chirie gratis, food gratis și după șase luni au zis către o vecină, dar nu vine să-mi facă nimeni cu ce? După șase luni. Șase luni femeie aia au șletat să-i facă cineva curat. Iubiții mei, uh, Biblia ne spune că ceea ce murdărește inima noastră este păcatul. S-ar putea să ai curățenie în casă, s-ar putea să fie mocheta curată, bucătăria, lună și bec. Și totuși Biblia ne spune că inima noastră s-ar putea să nu fie curată. Matei 15 cu 19, uitați ce este într-o inimă murdară. Căci din inimă ies, Matei 15 cu 19, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile preacurviile, ce înseamnă prea preacurvie, orice relație cu cineva, cu altcineva în afară de partenerul tău, curviile, concubinajul, trăirea împreună înainte de căsătorie, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Punem te rog și Galaten 5 cu 19, vreau să, să enumerăm această listă, că poate cineva spune la mine e curat, nu fumează, nu beau. Hai să vedem. Galateni 5 cu 19. Și păcatele sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol. O zici cineva în România nu vine în seara asta la biserică că joacă steaua. Înseamnă că steaua e un idol pentru tine. Dacă ai putut să anulezi programul de biserică pentru că joacă steaua, ăla e idolul tău. Vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile dezbinările, certurile de partide, invidiile, uciderile, bețiile, îmbuibările. Dar frate Cristi, unde scrie în Biblie despre jocuri de noroc? Unde scrie în Biblie despre alte lucruri? Pariuri sportive? Tatuaje? Uitați unde scrie. Aici, lăsați, lasă lăsa versetul. Și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Iubiți mei, primul pas spre pocăință este să conștientizez că trăiesc într unul din aceste păcate în mod conștient și continuu și să nu uiți ce spune Pavel. Vă spun mai dinainte cum am mai spus. Pavel nu spune că cei ce au făcut. Pavel spune cei ce fac aceste lucruri și în timp ce fac unul din aceste lucruri vine moartea peste ei. Și îi prinde cu mizeria acelui păcat în inimă, ei vor merge la judecată și va trebui ca ei să plătească pentru păcatul lor. Avem două opțiuni: să plătească Isus la Calvar și să accept plata lui sau să plătesc eu. Și Biblia spune, vă spun că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. În momentul când mă pocăiesc, când îmi recunosc păcatul, când îmi mărturisesc păcatul, când îmi pare rău de păcat și când mă las de păcat, primesc ceea ce Biblia numește curățirea, justificarea. În momentul pocăinței, plata pentru păcatele mele cade pe capul Domnului Isus, pe viața Lui, pe moartea Lui. Haina de neprihănirea Lui vine peste mine și păcatele mele sunt transferate Lui. Știți care e problema? Și dau un exemplu din casa noastră. Nu, curății, nu curățenia e o problemă. Noi bărbații știm cu soțiile noastre ce fain ne înțelegem când e vorba de menținerea curățeniei. Nu curățenia, în sine e o problemă, ci menținerea curățenii. Noi ne-am învățat copiii de la o vârstă fragedă să ajute prin casă. Că dacă nu le dai de lucru, le dă diavolul de lucru. Spuneam ieri la o masă cu cineva, copiilor nouă ne-a fost greu în România când era mici. Acum știți de ce vă este ușor când sunteți mare? Că vă fost greu când ați fost mici. Românul oriunde unde mers, în Europa, în Australia, în, 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 în America, a pus mâna pe ceva orice o putut să facă. De ce? Că e o foc greu când a fost mic. Dacă ți-e greu când ești mic, ți-e ușor când ești mare. La copiii noștri știți cum le este astăzi. Ușor când sunt mici și le va fi greu când ești mare. Îmi punea cineva o întrebare, cum pot să fac 10.000 pe lună fără să lucrez nimic? Bă, nu știu cum pot să fac, că n-am găsit nici eu asta. Și nici nu caut asta. Că nu există lucrul ăsta. Și apoi ne-am învățat copiii de la o vârstă fragedă să facă cel mai lung drum, cel mai greu drum din lume. Știți care este? De la masa din bucătărie la chiuvetă. Să-ți duci farfuria. E mai, e mai ușor să mergi pe Everest decât să mergi până până acolo. Și apoi, când au crescut, le-am cumpărat ceva ce în România se numește buretă de bucătărie. Sau zice el? Acum, în Bihor, unde am crescut eu și salut bihorenii de aici, din față, se numea spălătoare. Spălătoare. Când auzeai cuvântul ăsta, nu rămâneai în pace și în liniște. Dar pas cu pas ne-am învățat copiii să spele vasele, să aspire și într-o zi vin acasă cu o tavă de prăjitură și Elisa tocmai terminase după o oră jumate de făcut bucătăria lună și beh. Ea e ca și mine, pofticioasă. Când vede creme și sau tiramisu, E jale. Dar au zis, sper că nu luați acum 10 farfurii și vă puneți iar la masă, zice. Sper. Zice, vă puneți toți lângă tavă și mâncați. Așa am făcut. I-am pus toți lângă tavă și nu vă spun cum am mâncat, dar am reușit până la urmă să răzbim. Elisa, la 11 ani, a înțeles un lucru. Că nu e suficient să faci curat. Ce trebuie să menții curățenia. Nu-i suficient să vii în față, să îngenunchești, să te pocăiești, să faci botezul doar. Tu trebuie să trăiești în fiecare zi o viață curată. Și când greșești și nu reușești, 1 Ioan, 1 cu 9 spune: Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Doamne, dă-ne o inimă curată. Mergem mai departe. Semnele unei inimi curate, că toți de aici o să spunem, am inima curată. Dar cum se vede dacă ai inima curată? Că nu există niciun aparat în Australia care să facă analiza asta. Iubiți mei, omul cu inima curată, în primul rând, are gânduri curate. Citesc din Ieremia 4 cu 14, Curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Doamne, de unde știi că am inima murdară? Și Dumnezeu continuă și spune, până când vei păstra gânduri nelegiuite, păcătoase în inima ta. 2 Corinteni 10 cu 5. Există aici un verset foarte puternic. Orice gând să-l faceți, rob și uitați ce frumos spune în engleză Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Versetul original aici este rob, dar nu rob ca și sclav, ci este rob ca și prizonier de război, captiv. Și Pavel vrea să ne spună, dacă nu ții captiv gândul, te va lua el pe tine captiv. Și într-o zi gândul acela pe care îl faci liber și îl dai voie păcătosul de gând să facă ce vrei în minte, va izbucni afară și îți va produce mult rău. 85% din informația noastră care vine în mintea noastră, iubiții mei, vine prin ochi. Prin ochi. De aceea Domnul Iisus spune, dacă ochiul tău este curat, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Vreau să am o minte curată, trebuie să am priviri curate. Stăm pe telefon, poate, te uiți la o știre, îți apare o reclamă, ai trei secunde ca și tânăr, mă asculți? Ai trei secunde ca și tânăr să pui nou, să dai, să refuzi să dai click, să mergi mai departe. Dacă n-ai biruit în trei secunde și stai să negociezi cu diavolul, diavolul te va robi. Și prin ochi va aduce gânduri imorale, murdare în mintea ta. Tu închizi telefonul, îl pui invers, însă el rămâne în minte. De aceea spun astăzi cu toată biserica, spalăm Doamne, gândul, spalăm -mi, Doamne, mintea. Iubiții mei, în al doilea rând, omul cu inima curată, pe lângă care gânduri curate, are și o vorbire curată. 2 Corinteni 2 cu 17, căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Bun, Pavel, dar cu ce te deosebești de cei mai mulți? Ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Cu alte cuvinte, Pavel spune așa, cei mai mulți spun că sunt pocăiți, că sunt creștini, dar când vorbesc nu arată lucrul ăsta. Vorbirea noastră însă vine dintr-o inimă curată. Iubiții mei, în România a fost un caz, un frate mergea printre rânduri să dea cina. Era și proroc și Domnul a spus la sora aia, nu-i dai cina. Și sora s-a supărat un pic. Și la final a zis, frate păstor, de ce? De ce nu mi-ați dat cina? Și a zis, Domnul m-a înștiințat în timp ce veneam cu farfuria cu pâine spre tine. Că ieri ai avut un moment de nervozitate, e adevărat, și ea a plecat capul jos și a zis, da, dar nu a fost ceva foarte grav, sau cel puțin așa am crezut. O zis, m-am enervat pe niște găini în curte, fiind la țară și le am zis către ele, duceți-vă în corhaz. Corhaz este un cuvânt unguresc care înseamnă spital. Nici măcar nu poți să spui că a fost o înjurătură. Poate că a fost una pocăiască. Știți că avem și noi ale noastre pocăiești. Știți? Iubiții mei, cât de sensibil este Duhul Sfânt pentru o vorbă spusă la mânie. Au zis Duhul Sfânt, nu-i vrednică să ia cine. Hai să ne facem o verificare astăzi cum e vorbirea noastră. Care sunt cuvintele pe care le folosim? Bârfa, defăimarea, uh, clevetirea, păcatele limbii, le cunoașteți, sunt foarte multe. Am fost sunat într-o zi de cineva din afara țării, frate Cristi, vreau să spun ceva despre un pastor, un proroc și un diacon. Și am zis, îi dă bine? O zis, noi de bine, că dacă era de bine, nu-mi consuma minutele. Deci pentru ceva bun nu, nu intri pe o suplimentară, dar pentru gunoaie. Și am spus atunci, am acasă trei tomberoane unde pun gunoiul. Suntem mai mulți în familie, îs full, nu mai am unde să pun gunoiul. Și am închis telefonul. S-o supărat pe mine. Dar să știți că de câțiva ani mă interesează mai mult să nu supăr pe Domnul decât să nu supăr oamenii că sunt din ăștia fățarnici ca să nu supere pe tăți, încearcă să îi împace pe tăți. Dar nu cred că sunt la voi din ăștia. Domnul să vă binecuvinteze. Ascultă-mă, nu sta de vorbă cu omul care aruncă cu noroi, care vorbește de rău. Pentru că când te ridici de la masa aceea, te va vorbi și pe tine de rău. Stai lângă omul care vorbește curat, care vorbește frumos, care vorbește din partea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Apoi omul cu inima curată, iubiții mei, are curăție în munca de zi cu zi, știți? Se ruga un frate în Germania, Doamne, din cei 12.000 de euro cu care o să dau mașina, 6.000 îți dau ție. Și apoi mi a zis fratele care o sta lângă el, frate Cristi, nu vrei să știi cum o cumpăra mașina aceea. Ce țapă i-o la ăla. Acum era gata să împartă banii cu Domnul, numai să-i meargă bine afacerea. Biblia îmi spune în psalmul 24 cu 4, cel ce are mâinile nevinovate și inima curată. Cu alte cuvinte, psalmistul spune, dacă munca ta de zi cu zi nu dovedește că lucrezi corect, că lucrezi cu integritate, că lucrezi cu curăție de inimă, cu calitate, nu ai cum să ai inima curată. Și acum spun ceva tinerilor în special. Știți, dacă v-ați căsătorit, nu mai aveți ce face. Există o vorbă, alege pe cine iubești, apoi iubește pe cine ai ales. Cei care nu v-ați căsătorit, Dumnezeu să vă binecuvinteze, mai aveți mare har încă și trebuie să fiți foarte atenți cum alegeți. Trăim într-o lume care alege mult după exterior, după ce să veie, după mașină, după casă. Iubiții mei, cea mai mare valoare a noastră este caracterul. Cămașa aceasta, eu o să o pun peste vreo două ore pe omeraj. Caracterul nu pot să-l pun pe omeraj. Cea mai mare valoare de caracter este integritatea. A fi un om de cuvânt. A fi un om cinstit, a fi un om fidel. Înscria o fată, frate Cristi, băiatul care vorbesc pentru căsătorie mă minte. Vreau să-l pun înaintea Domnului. Zic înaintea cărui Domn? La taică să vrei să-l pui? Sau la Domnul Iisus? Că tatălui e diavolul dacă minge. Și dacă spune adevărul înainte de căsătorie, trebuie să ai dubii, că poate o face pentru corpul tău numai. Da, dacă minge. Iubiții mei, o spun astăzi cu multă tărie, omul cu inima curată este integru, este cinstit, este fidel. M-a întrebat cineva la o masă, frate Cristi, acum între noi doi fie vorba, nu îmi spun la nimeni, să nu spui că nu ți-ai mințit nevasta în 14 ani. Să nu o spui. O zis, hai fi sincer, nu pun pe YouTube, nu pun pe Facebook. Fii sincer. Zic, mă, eu nu pot să fiu decât sincer. Pentru aia mi-am luat multe țepe în viață. Câtă sincer am fost. Eu am crezut că tăță sincer. Ști? Și am zis trei motive pentru care nu mint soția. Unu, nu mint soția pentru că în primul rând sunt pocăit. Nu sunt penticostal, nici baptist, nici catolic, nici adventist. Pocăit. Doi, nu -mi min soția pentru că sunt slujitor. Și în spatele meu, ca și lider, trebuie să se încoloneze alții. Și n-aș vrea să duc după mine o biserică de mincinoși care să facă cum face liderul ei. Și trei, nu -mi min soția pentru că îmi trebuie încă 14 ani ca să mă creadă de nou. Iubiți mei, dacă eu îl min pe fratele Popa, iertați în comparația, am permit cu dânsul, dar dacă eu îl mint și mâine îmi cer iertare, dânsul mă iartă. Dar nu mai poate avea încredere în mine. A ierta, i-una, a avea încredere, cu totul altceva. De aceea vă rog, în numele Domnului, cei care sunteți căsătoriți, nu mințiți. Pentru că minciuna dinamitează șoseaua încredere dintre voi, care e cea mai importantă șosea din căsătorie. Mă rog, astăzi Dumnezeu să ne dea o inimă curată și în munca noastră, în comportamentul nostru să se vadă că avem o inimă curată. Apoi, iubiți mei, omul curat are un anturaj curat. Dacă Cristi Boariu la ora 8 iese afară și intră într-un BMW cu geamuri fumurii, cu patru bărbați care au aici un cercel în nas, tatuați cu biceps și cu eu, așa e că vei spune toți, Cristi Boariu mere să-i pe ăștia. așa e că vei spune așa. Nu. Știți ce vei spune? Cristi nu trăiește ceea ce predică, că dacă ar trăi ceea ce predică, n-ar fi în anturajul lor. Și acum vei spune, frate Cristi, Domnul Iisus a stat la masă cu păcătoșii și eu vă zic, e adevărat, numai că nu au râs la glumele lor. O sta la masă cu păcătoșii ca să-i câștige, nu ca să facă fel și fel de învârtel cu ei. Iubiții mei, omul curat are un anturaj curat. Și ca să dovedesc biblic tot ce spun, doi împărați 10 cu 15. Iehu, plecând de acolo, a întâlnit pe Ionadab fiul lui Recap, care venea înaintea lui. L-a întrebat de sănătate și i-a zis, inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de a ta. Iehu fusese recent instalat, instaurat împărat. și a zis Iehu, mă duc să vizitez oamenii, să vizitez triburile lui Israel, dar vreau să fiu atent cu cine mă duc. Și au zis, Ionadabe, dacă vrei să, vei, să vii cu mine, am o întrebare pentru tine. Este inima ta tot așa de curată cum este inima mea față de a ta? Și Iona răspuns este. Iehu i-a întins mâna și l-a suit cu el în car. Anturajul unui om, iubiții mei, este selectat cu atenție. 2 Timotei 2 cu 22. Fugi de poftele tinereții și urmărește urmărește niște calități. Neprihănirea, credința, dragostea, pacea. Bun, dar cine are calitățile astea? Cei care cheamă pe Domnul cu o inimă curată. Iubiții mei, să știți că para stricată strică și alte pere. Mi-aduc aminte într-o zi la noi în cămară, o mirosit foarte ciudat și eu am crezut, iertați-mă că spun de la învon, eu am crezut că este un șoarec. M-am dus, i-am făcut becă în frumos, cașcaval, i-am făcut un carton, i-am făcut așa un fel de fence cu pastă din aia ca să-l prind și am spus la soție, eu ți le rezolv. Dimineața, nimic. O venit soția în cămară și o zis aici nu-i șoare, că aici e un cartof stricat. Zic, cu are cum, uite-te, toți cartofii îți curați. Și soția mi-a spus atunci un lucru frumos, care mi-e bun la predică și în viața reală. Cartofii stricați nu stau la suprafață. Nu, ei împing pe alții în față care sunt buni și îl stă în spate și nu mai influențează. Am o întrebare. Vi s-a întâmplat vreodată că cartofii, cartofii, buni din cămară să-l vindece pe la stricat? Niciodată nu mi s-a întâmplat. Dar mi s-a întâmplat ca un cartof străcat să vindece ce 99 buni. Iubiții mei, în această seară, Pavel ne spune în 1 Timotei 1 cu 19 să păstrez credința și un cuget curat pe care unii le-au pierdut și au căzut din credință. Uite-te la anturajul tău. Uite-te să vezi, pot să păstrez credința în anturajul care l-am la serviciu. Dacă nu, decât să-ți pierzi credința, schimbă mai bine serviciu. Prin tot ceea ce fac, trebuie să-mi verific prietenii, oamenii cu care trăiesc, oamenii cu care umblu. De ce? Pentru că dacă tu ești un om a rugăciunii și umbli cu oameni care nu se roagă, vei deveni un om care nu se roagă. Dacă ești un om care vii la biserică și prietenii tăi sunt oameni care vorbesc de rău biserica, într-o zi nu o să mai vii la biserică. Mă rog, astăzi Dumnezeu să binecuvinteze anturajul nostru, relațiile noastre, prietenii noștri. Să știți că cunoștințe sunt multe, prietenii sunt puțini. Și zare oamenii pe care poți să-i numești prieteni. În ultima parte a mesajului, hai să vedem ce câștigă omul cu Inima curată. În primul rând, omul cu Inima curată câștigă mântuirea. Jeremia 4 cu 14 curățește inima de rău Ierusalime ca să fii mântuit. Am întâlnit mulți oameni care spun, frate Crist, eu nu vreau să fiu un cer acolo lângă Domnul Iisus în față. Eu vreau după ușă ca și mopul, știți? Ca și mătura. Cu alte cuvinte, omul ăsta vrea să-mi spună altceva. Eu nu sunt un om care vin la biserică zilnic. Mai învârt, mai min, mai, mai înjur câte una, mai câte un păhărel. Da, ascultă-mă să spun ceva, auzezi el. Să știi că Domnul și pentru noi are un loc în cer. Și m-am uitat la el cu multă seriozitate și i-am spus așa. Dumnezeu nu duce în cer oameni murdari, că vor păta cerul. Dumnezeu vrea să curățească oamenii murdari aici și să-i ducă curați acolo. Doamne, ajută-ne la asta. Dacă vrei mântuirea astăzi, uite-te să vezi în inima ta ce ar trebui să schimbi. Uite-te să vezi care e mizeria care mai există. Îi spuneam unui frate care mi-a zis, frate Cristi, soția mea nu știe. Și oricum n-ai voie să-i spui că e mărturisire. Și zic, eu nu să-i spun. Dar dacă continui în păcatele astea, mizeria care o baci supreș într-o zi, va ieși la suprafață. Mi-aduc aminte, în anii 94-95, aveam undeva la 8-9 ani și atunci a plecau mulți în America. Mama mea a auzit că pleacă o familie în America, și cei care plecau vindeau totul foarte ieftin. Și familia care pleca în America avea trei biciclete de vânzare. Eu n-am știut, eu mă vă spun ce am aflat mai târziu. Și mama a auzit pentru primii trei băieți, noi suntem trei băieți și șase fete, vreau să fac cura vreau să fac uh, cadou, să le fac cadou cele trei biciclete. O venit la noi, mama, mama mea e Și ne-au zis așa. Nu ne au zis ce vrea să facă cu noi. O zis, vreau să faceți curat lună și bec în atelierul de croitorie. Nu știu dacă ați făcut curat într-un atelier de croitorie. Scamele nu sunt pe covor, sunt în covor și sub covor și peste tot. Nu era Philips. Noi am fost și Philips și Miel atunci. Dar am făcut curat cum se face curat, știți? N-am făcut cu calitate, n-am făcut cu o inimă curată, n-am făcut cu pasiune. N-am știut care e premiul. În loc să fie lună și bec, o fost lună, o fost lună de naia, eclipsă de lună și bec stins. S-a uitat mama și a văzut că e mizerie, a văzut că am băgat niște scame, s-a și a zis, am vrut să vă cumpăr trei biciclete. Iubiții mei, dacă mă bătea, nu-mi părea rău. Atâta ne-o că nu ne-o cumpărat bicicletele alea, dar vreau să vă spun ceva, știu să fac curat astăzi. Vedeți, pentru niște biciclete m-am necăjit. Imaginați-vă, unii oameni vor pierde cerul vor pierde mântuirea pentru niște mizerii, pentru niște scame. Biblia spune, urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domn. Doi, ce mai câștigă omul cu inima curată pe lângă mântuire, câștigă rodire. Rodire. Luca 8 cu 15. Și în Matei găsim pilda asemănătorului, însă Luca aici are ceva în plus față de Matei. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată. Toată predica mea de astăzi, la ora 8, se va termina. Dumneavoastră puteți să o țineți într-o inimă bună și neapărat curată. Ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să rodească, uitați-vă. Și pentru că țin cuvântul într-o inimă bună și curată, ei împlinesc ce au fost învățați, fac rod în răbdare. Doar inima curată va putea rodi. La fel cum spuneam azi dimineață, doar farfuria curată cu mâncare este acceptată pentru a fi servită. În al treilea rând, Matei 5 cu 8, ferice de cei cu inima curată, omul cu inima curată îl va vedea pe Dumnezeu față în față. Un grup de tineri au dorit să meargă să viziteze o mină de cărbune și una dintre fetele prezente acolo s-a îmbrăcat într-o haină albă de sus până jos. Ceilalți colegi s-au uitat ciudat la ea și au zis în fața minei către ea, tu știi unde mergem? Da. Știi că ești îmbrăcat în alb. Normal, dar n-ai voie să mă judeci. Asta e vorba la ora actuală. N-ai voie să mă judeci. Și ea s-a întors tupeistă, ubrasnică, către domnul miner, către bătrânul miner și a zis, domnule, cine mă poate opri să nu intru alb în mine? Și bătrânul miner a spus așa, nu te poate opri nimeni să intre în alb în mine, dar nu o să mai ieși albă alb de acolo. Tu poți să intre, așa. Iubiți mei, omul cu inima curată are un nou mod de viață. Are un caracter nou, are obiceiuri noi, are pasiuni noi. De ce? Că într-o zi se va întâlni cu Dumnezeu față în față. <coughs> și în psalmul 66 cu 18, în ultimul rând, găsesc faptul că omul cu inima curată are rugăciune ascultate. Uitați ce spune Biblia aici. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegioite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Spune aici salmistul, iubiții mei, dacă mi-aș fi permis să trăiesc în mizerie, să trăiesc în învârteli, în păcate ascunse și aș fi îndrăznit să mă rog, îi spuneam cuiva nu de mult, vezi că atunci când dai cu noroi, noroiul pleacă, dar rămân mâinile murdare. Și Biblia spune să ridicăm spre cer mâini curate. Iubiții mei, cred că fiecare dintre noi, din cei prezenți aici, nu dorim doar să ne rugăm, dorim să fim ascultați când ne rugăm. Oamenii se roagă, dar nu toți sunt ascultați când se roagă. Vreau acum la încheiere să Spun o mărturie din biserica noastră pe care am văzut-o personal. În urmă cu 10 ani, când ne-am mutat în 2013, 11 ani, din Arad în Deva pentru a sluji acolo, am întâlnit o soră, sora sa în o mamă a 10 copii, un vas de lucru folosit de Dumnezeu în biserica din Deva. Am auzit cu tristețe în, că în același an în care noi ne-am mutat, sora Sanvina a fost descoperită cu cancer la colon. Dumnezeu, înainte ca ea să descopere cancerul, i-a vorbit prin prorocie și i-a spus, vreau să te urc 10 trepte. Uneori, urcarea lui Dumnezeu înseamnă coborârea noastră. Uneori urcarea lui Dumnezeu înseamnă zdrobirea noastră, încercarea, testarea, formarea noastră prin greutăți, prin probleme. Dar i-a spus Domnul așa: Nu te voi lua acasă după cele 10 trepte, decât după ce îți vei vedea toți copiii în apa botezului. Și-au trecut ani. În primul an din 2013, când sora s-a învine, am văzut că nu-i vorba de 10 zile, nici de 10 săptămâni, nici de 10 luni. Am înțeles că va duce boala asta 10 ani. O întrebam din când în când, sora s-a cum sunteți? Ce mai faceți? Și așteptam să spună, sunt rău, frate Cristi, o duc rău. Știți ce îmi spunea? Frate Cristi, eu sunt bine, dar să știi că mă rog pentru copiii mei. Mă rog că Domnul mi-a promis că o să-i văd pe toți în apa botezului. Și ea se lega de promisiunea asta, și rând pe rând copiii câte unul făceau botezul, unii în altă biserică, alții la noi, unde erau plecați. În anul 2023, la începutul anului, sora Sanvina era foarte grav, trecuse, de re... trecuse deja prin operație de micșorare a colonului, a tăiere. Mersese la Cluj, la Timișoara, la Deva, la multe spitale și cheltuise mult pe la doctor. Și am văzut-o cum venea cu un baston la biserică. Venea doar la cina Domnului. Am ieșit afară din biserică și m-am gândit în mintea mea, în gândul meu, cu siguranță, sora să am vină, acum nu o să mai îmi zică că e bine. Că se vede pe ea de-abia urcă scările acele. M-am dus afară, era frig, era iarnă și am zis, sora să vină, acum, acum sunteți? Și s-a la mine cu lacrimi în și a zis, de Cristi, eu sunt bine. Dar mai am doi copii care încă n-au făcut botez. Și să știi că mă rog pentru ei zi și noapte. Mă uitam așa la ea și nu știam ce să-i spun, cu ce să o încurajez. Că e ușor când tu e sănătos să spui cuvinte frumoase. Dar dacă n-ai trecut pe acolo, n-ai cum să cântărești durerea. N-ai cum. În luna martie s-a întâmplat o surpriză. Elisei și Emima, ultimii doi copii care nu aveau botez, au venit și au zis, frate Cristi, să ne pui și pe noi pe lista de botez. M-am bucurat, m-am bucurat nespus. Dar nu știam dacă sora să vină va rezista până în luna iunie, când aveam botezul. În luna aprilie, mai am auzit că deja o intrat pe morfină. Însă, pe de altă parte, m-am gândit că dacă Dumnezeu i-a promis ceva, are puterea să împlinească ce-o promis. În ziua botezului nu a putut să vină la biserică. O întorceau tot la 5-10 minute de pe o parte pe alta. Dureri groasnice, doar morfina o ajuta. Pe culoarul din biserică au intrat, dacă nu greșesc, 20 de candidați în alb. Printre ei erau și cei doi copii ai ei pentru care ea se rugase mult. A venit momentul când cei doi au intrat în apă. Eram acolo pe o bancă, mă uitam la ei și parcă undeva am văzut o imagine care n-am să uit. Un apartament modest din Deva, o femeie întinsă pe pat, care lupta cu cancerul și cu moartea și care privea la o tabletă. Și când copiii au intrat în apa botezului, au ridicat o mână sus și au putut să zică, am câștigat, am biruit. Am mai trăit trei săptămâni și a plecat în veșnicie. Treptele spre cer nu sunt ușoare. Însă am vrut să vă arăt, potrivit Bibliei, că Evanghelia și în 2023 și în 2024 are putere. Sora Sanvina s-a prins de Biblie și a înțeles ce am citit mai înainte, că omul cu inima curată are rugăciune ascultate. Știu că și voi vă rugați pentru ceva și eu mă rog pentru ceva. Dar înainte să-L chem pe Dumnezeu musafir în viața mea și în casa mea sau oaspete și să-i pun dosarul în față cu cererile mele, aș vrea să aspir mai întâi. Aș vrea să fac curat. Aș vrea să se simtă bine în casă. Aș vrea când mă vizitează să nu-i fie rușine de nimic. Aș vrea să-l primez cum se cuvine. N-ai vrea și tu să faci lucrul ăsta? Că ar fi atât de fățarnic din partea mea să-i cer ceva și eu să nu fac ce mi-a cerut el întâi ar fi atât de drastică situația în care să mă eschivez sub anumite păcate, sub anumite scuze și să-i zic, Doamne, Tu fă ce ți-am spus eu și Dumnezeu să mă întrebe, dar Tu de 10 ani își cer să renunți la lucrul ăla, să renunți la starea, ai la păcatul ăla și să te lași curățit. O să vă invit cu mult respect să vă ridicați în picioare. O să cântăm cu fratele Manu o cântare. Eu nu i-am spus ce să cânte, dar cred că el a ales o cântare potrivită. Și o să stăm înaintea lui Dumnezeu în aceste momente. Și după cântare o să ne rugăm. Nu o să vă cer să veniți în față. Nu o să vă cer să ridicați mâna. Însă știu că înainte să plec din România, Dumnezeu printr-un proroc mi-a spus am oameni pe care vreau să-i mântuiesc în această ieșire pe care voi o faceți. Și în seara asta mă rog Dumnezeu să mai mântuiască oameni. Sunt oameni care, pe care Dumnezeu îi va curăți și mă rog să o fac în seara asta. Haideți să cântăm împreună, cu o inimă deschisă, cu o inimă pe care Dumnezeu o poate schimba, o poate curăți. O inimă curată, Doamne, iese tot ce-mi doresc din partea Ta. că cea mai confortabilă perenă în viață este o conștiință curată. în fericirea și închei cu ceea ce am început, însă nu vom găsi decât atunci când îl vom putea privi pe Dumnezeu față în față și să-i mulțumim că prin jertfa de la Calvar ne-a curățit. Iar noi să avem această bucurie de plină că ne-am păstrat curați. Și dacă nu te-ai păstrat în seara aceasta, la ultima rugăciune, poți să-ți ceri iertare. Și vine ziua? când vom fi cu adevărat fericiți, când îl vom vedea pe el față în față, și așa cum spunea Iov, îmi va fi binevoitor. Haideți să stăm înaintea Domnului cu decizii noi, cu hotărâri noi și la final să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Amin.